Taj Mahal este de departe unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume, o dovadă a rafinamentului cultural al Imperiului Mogul, care a ocupat timp de 350 de ani o mare parte din subcontinentul indian, devenind în jurul anilor 1700 cea mai mare putere din zonă. Monumentul nu este o singură clădire, ci un adevărat complex ce se întinde pe 18 hectare și este alcătuit din celebrul mausoleu din marmură albă, o piscină reflectorizantă și grădini luxuriante pe lângă alte clădiri. Mulți știu că Taj Mahal a fost ridicat de către Shah Jahan, al cincilea împărat mogol, care a domnit între 1628 și 1658 ca un fel de poveste de dragoste între el și soția sa. Peste 22.000 de muncitori, artiști, sculptori, ingineri din toate colțurile lumii, din India, Persia, Imperiul Otoman și Europa au lucrat 22 de ani să ridice acest monument. Sub domnia acestuia, Imperiul Mogul sau Imperiul Mughal a atins apogeul cultural și mai ales ar reprezenta epoca de aur a arhitecturii. Fastuosul monument, considerat de mulți un adevărat palat, a fost construit în orașul Agra, fostă capitală a Imperiului, între anii 1527 și 1658. În proporțiile sale armonioase și încorporarea fluidă a elementelor decorative, Taj Mahal se distinge ca cel mai bun exemplu de arhitectură mughal, un amestec de stiluri indiene, persane și islamice. Alte atracții includ moschee gemene, plasate simetric pe fiecare parte a mausoleului, grădini minunate, dar și un muzeu. Una dintre cele mai frumoase compoziții structurale din lume, Taj Mahal, este de asemenea unul dintre cele mai emblematice monumente din lume, vizitat de milioane de turiști în fiecare an. Complexul a fost desemnat Patrimoniu Mondial UNESCO în 1983. Construcția a început în jurul anului 1632, iar clădirile au fost finalizate până în 1643, însă lucrările de decorare au continuat cel puțin până în 1647. Aflându-se în mijlocul unui soclu larg de 23 de metri, adică 7 metri înălțime, mausoleul propriu-zis este din marmură albă, care reflectă nuanțe în funcție de intensitatea luminii solare sau a luminii lunii. Are patru fațade aproape identice, fiecare cu un arc central larg, care se ridică la 33 de metri la vârf și colțuri înclinate, care încorporează arcade mai mici. Cupola centrală maiestuoasă, care atinge o înălțime de 73 de metri la vârf, este înconjurată de patru cupole mai mici. Acustica din interiorul cupolei principale face ca nota unică a unui flaut să reverbereze de 5 ori. Interiorul mausoleului este organizat în jurul unei camere octagonale de marmură ornamentată cu sculpturi cu relief redus și pietre semiprețioase. Aici se află mormintele lui Mumtaz Mahal și Shah Jahan. Aceste morminte false sunt închise de un ecran de marmură filigran, fin forjat. Sub morminte, la nivelul grădinii, se află adevăratele sarcofage. Stând grațios în afară de clădirea centrală, la fiecare dintre cele patru colțuri ale socului pătrat, sunt minarete elegante. Grădina este așezată de-a lungul liniilor clasice mughal, un pătrat înconjurat de cursuri de apă lungi, cu căi de mers pe jos, fântâni și copaci ornamentali. Închis de pereți și structurile complexului, acesta oferă o abordare izbitoare a mausoleului, care poate fi văzut reflectată în piscinele centrale ale grădinii. Capătul sudic al complexului este înfrumusețat de o poartă largă de gresie roșie cu un arc central încastrat, înalt de două etaje. Panourile din marmură albă din jurul arcului sunt încrestate cu litere negre, din Coran și modele florale. Arcul principal este flancat de două perechi de arcade mai mici. Încununarea fațadelor nordice și sudice ale porții se potrivesc de asemenea și ele, câte 11 la fiecare fațadă, însoțite de minarete ornamentale subțiri care se ridică la aproximativ 30 de metri. La cele patru colțuri ale structurii sunt turnuri octagonale plafonate. Două caracteristici decorative notabile sunt repetate în întregul complex, și anume piatra tare și caligrafia arabă. Așa cum este întruchipat în meșteșugul mughal, piatra tare încorporează inserția pietrelor semiprețioase de diferite culori, inclusiv lapis lazuli, jad, cristal, turcoaz și ametist, în modele geometrice și florale foarte formalizate și interconectate. Culorile servesc la moderarea întinderii orbitoare a marmurei albe Makrana. Sub conducerea lui
Amanat Khan, versuri din Coran, au fost inscripționate în numeroase secțiuni ale Taj Mahalului în caligrafie și în centrul tradiției artistice islamice. Una dintre inscripțiile din poarta de acces a Greciei este cunoscută sub numele de Daybreak și îi invită pe credincioși să intre în paradis. Caligrafia înconjoară de asemenea intrările arcuite înălțătoare ale mausoleului propriu-zis. Pentru a asigura un aspect uniform din punct de vedere al terasei, inscripția crește în dimensiune în funcție de înălțimea și distanța relativă față de privitor. De-a lungul secolelor, Taj Mahal a fost supus neglijării și degradării. O restaurare majoră a fost făcută la începutul secolului 20, sub conducerea Lordului Curzon, pe atunci viceregele britanic al Indiei. Mai recent, poluarea aerului cauzată de emisiile provenite de la turnătorii și de la alte fabrici din apropiere și de gazele de eșapament ale autovehiculelor a avariat mausoleul, în special fațada sa din marmură. Au fost luate o serie de măsuri pentru a reduce amenințarea la adresa monumentului, printre care închiderea unor turnătorii și instalarea de echipamente de control al poluării la altele, crearea unei zone tampon de parc în jurul complexului și interzicerea traficului de vehicule din apropiere. Un program de restaurare și cercetare pentru Taj Mahal a fost inițiat în 1998. Cu toate acestea, progresele în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de mediu din jurul monumentului au fost lente. Din când în când, Taj Mahal a fost supus dinamicii politice a Indiei. Vizionarea nocturnă a fost interzisă acolo între 1984 și 2004, deoarece se temea că monumentul va fi o țintă militanților Sikh. În plus, a ajuns din ce în ce mai mult să fie văzută ca un simbol cultural indian. Unele grupuri naționaliste hinduse au încercat să diminueze importanța influenței musulmane în contabilizarea originilor și designului Taj Mahal. Arhitectura Mughal, stil de construcție care a înflorit în nordul și centrul Indiei sub patronajul împăraților Mughal de la începutul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Perioada Mughal a marcat o renaștere ispitoare a arhitecturii islamice în nordul Indiei. Sub patronajul împăraților Mughal, diferite stiluri, precum persană indiană, au fost topite pentru a produce lucrări de o calitate și un rafinament neobișnuite. Arhitectura Mughal a atins apogeul în timpul domniei împăratului Shah Jahan, realizarea sa fiind magnificul Taj Mahal. Această perioadă este marcată de o nouă apariție în India a trăsăturilor persane, care au fost văzute mai devreme în mormântul lui Humayun. Utilizarea cupolei duble a unui arc folosit în interiorul unui fronton dreptunghiular și a împrejurimilor parcate sunt toate tipice perioadei Shah Jahan. Simetria și echilibrul dintre părțile unei clădiri au fost întotdeauna subliniate, în timp ce delicatețea detaliilor din lucrarea decorativă Shah Jahan a fost rareori depășită. Marmura albă a fost un material de construcție favorizat. După Taj Mahal, a doua întreprindere majoră a domniei lui Shah Jahan a fost fortăreața Palat de la Delhi. Printre clădirile sale notabile se numără Sala Audienței Publice și Sala Audienței Private, care a găzduit celebrul tron Păun. În afara cetății se află impresionanta Mare Moschee. Monumentele arhitecturale ale succesorului lui Shah Jahan nu au fost la fel de numeroase, deși unele moschei notabile, inclusiv Moschea Badshahi din Lahore, au fost construite înainte de începutul secolului al XVIII-lea. Lucrările ulterioare s-au îndepărtat de echilibru și coerența caracteristice arhitecturii Mughal mature. Toate acestea transformă mausoleul într-o adevărată bijuterie care își schimbă culoarea de la o oră la alta și de la un anotimp la altul, astfel că nu arată niciodată la fel. Dacă în serile cu lună plină marmura și pietrele prețioase îl fac să strălucească, la răsărit întreg ansamblul pare roz, la amiază este alb imaculat, iar seara alb gălbui. Marele poet din Bengal, Rabindranath Tagore, spunea despre Taj Mahal că este o lacrimă pe obrazul eternității. Rudyard Kipling afirma că este întruchiparea tuturor lucrurilor pure, în timp ce creatorul său, împăratul Shah Jahan, spunea că face soarele și luna să verse lacrimi din ochii lor. Mulțimea de turiști, poluarea aerului și renovările de proastă calitate dăunează grav fațadei din marmură albă a monumentului. Pentru conservarea lui au fost impuse restricții activităților industriale din zonă. Taj Mahal atrage anual între 7 și 8 milioane de vizitatori, din care 800 de mii sunt din străinătate. Majoritatea turiștilor vizitează mausoleul în lunile mai reci ale anului, în octombrie, noiembrie și februarie.